Bun venit pe scara cuvintelor! Deseori, atunci când îmi cert copiii pentru un obicei de care nu se pot dezbăra, cum este de pildă privitul la televizor sau manipularea tabletei, aceștia îmi răspund uneori autoritar, întotdeauna impulsiv, că au văzut la mine ceea ce, văzând eu la ei, consider a fi greșit. Iată că, se pare, atunci când reproșesc ceva copiilor mei, Faptele mele mă incriminează, mă transformă într-un mare ipocrit, căci pretind ceea ce eu nu sunt în stare să înfăptuiesc. Și dacă, într-o discuție mai așezată, le-aș explica că îmi doresc ca ei să fie mai buni decât mine, uit că, pentru ca lucrurile să curgă într-o astfel de direcție, resursa cea mai importantă, care va să zică elicea care dă direcție, sunt chiar eu. Eu sunt mediul unei dezvoltări propice. Or, dacă eu sunt un mediu infectat, nu pot pretinde ca cei care trăiesc lângă mine să fie sănătoși, nu e așa? Iată, acesta este paradoxul care s-a infiltrat subtil astăzi în relațiile dintre părinți și copii. Părinții își doresc copii mai buni și pretind de la aceștia lucruri pe care ei, părinții, nu sunt capabili să le facă. Se poate afirma că acționează fără niciun pic de înțelepciune provocând mânia copiilor. Astfel, în loc să ofere resurse educative, în loc să fie modele de responsabilitate, părinții, din pricini poate obiective, poate subiective, devin antimodele, antiexemple și acționează atât împotriva lor înșiși, cât și împotriva copiilor lor. Să nu uităm, cel mai important factor în educarea unui copil este părintele. El a fost sortit de Dumnezeu să-și educe copiii, celelalte ajutoare fiind, în cel mai bun caz, niște accesorii utile. Tocmai l-am citat pe Ghiță Mocan, cunoscutul pastor din Oradea, un eseist aflat deja la a treia carte intitulată Poemele Tatălui, apărută la editura Metanoia chiar în acest an, 2016. În condiții grafice deosebite, o carte scrisă cu patos, cu responsabilitate, beneficiind chiar de o bibliografie diversă, așa cum de altfel cunoscutul vorbitor ne-a obișnuit din precedentele titluri. Aș remarca un aspect mai puțin plăcut pe care, cu toate că îmi e greu, trebuie să-l menționez. Deși Ghiță Mocan este un eseist talentat, deși stăpânește foarte bine fraza și recunosc, este incredibil de abil în manipularea și armonizarea cuvintelor. În multe locuri se lasă încă influențat de așa numita cultură a amvonului, de oralitatea pe care o exersează de la Anvon. Astfel, în textul lui pătrund, nu foarte des e drept, dar totuși pătrund, strident, termen cu care suntem uneori mitraliați în timpul serviciilor religioase din biserici. Amprentare, mandatare, rămânere pe cale, ancorare. Gafa în această carte vine de la folosirea conjuncției și în imediata vecinătate a prepoziției ca, rezultând construcția ca și, folosită exclusiv în cazul unor comparații. Ghiță Mocan însă nu folosește această locuțiune conjuncțională într-o comparație, ci provoacă involuntar o teribil de elementară greșeală gramaticală, care pe mine personal a cam început să mă isterizeze. Multă lume folosește construcția ca și atunci când vrea să indice un anumit statut, ca și creștin, ca și părinte, ca și om, și o face fie că se întrevede sau nu o cacofonie. Greșeala poate fi tolerată când se ivește în discursul oral, Însă când apare în scris, mai ales dacă textul trece prin mâna unor corectori, devine de neiertat și mă tem se cere amintită și imputată. Revenind la carte, expresia poemele tatălui, reprezentând titlul volumului, adună sub cupola ei acele versete din proverbe în care tatăl, adică David, se adresează fiului său, adică lui Solomon, în cuvinte deosebit de expresive, poetice, spre ei oferi câteva sfaturi concrete. Rezultă un corpus de înțelepciune de tip cognitiv, educativ și aplicativ, după cum bine observă autorul, structurat în cinci poeme, fiecare nuanțând o problemă specifică și postulând un îndemn aplicativ la fel de specific. Înțelepciunea din proverbe are un fundament moral. Cu alte cuvinte, la ea se ajunge prin exercițiu și prin învățare. Din acest motiv, ea este produsul direct al unei relații de tipul mentor-ucenic. Ghiță Mocan subliniază aici un lucru extrem de important. În general, noi acordăm o mare importanță unei relații în care suntem mentorii sau ucenicii unor oameni din afara familiilor noastre. De fapt, ar trebui să privim mai ales relația paternă ca pe o relație de ucenicie, căci în relația cu copiii noștri, punctează pastorul Oradean, avem toate ingredientele necesare uceniciei, un raport afectiv gata realizat, o continuă apropiere fizică ce avantajează factorul timp și resurse spirituale. Ce păcat, continuă autorul, că nu știm să ne folosim de toate aceste avantaje. Cartea de față ne-ar putea ajuta, căci, în primul rând, pornind de la un text biblic, ne oferă un plan de formare, iar apoi, în al doilea rând, prin intermediul documentării se vrea un manual de învățare a termenilor implicați în acest proces al mentoratului, dar și un spațiu livresc unde probleme altminteri ignorate sunt dezbătute. Astfel, de pildă, abordând versetele de la 2 la 6 din primul capitol al proverbelor, Ghiță Mocan aduce în discuție chestiunea înțelepciunii. Potrivit scripturii, există o înțelepciune omenească și una divină. Cea din tâi, descrisă în Ecleziastul, citez, scrutează realitatea, o supune dreptei judecăți, dar sfârșește în dezamăgire și relativism. În timp ce a doua, înțelepciunea divină, este caracterizată de prudență, discernământ, umilință. Dacă în Iov și Eclesiastul, înțelepciunea este susceptibilă de a fi supusă unui demers hermeneutic, în proverbe nu avem ce interpreta. Concluziile sunt clare. Reflecțiile, spune autorul, sunt înlocuite cu sentințe bine articulate. În cultura iudaică, ne mai spune Ghiță Mocan în acest incipit, există două metode de educare. Una autoritară, tranșantă și una sfătuitoare, care operează cu nuanțe. În proverbe le găsim pe amândouă mixate, căci, deși vorbitorul, adică tatăl, încearcă să își impună autoritatea prin folosirea imperativelor, totuși așteaptă să obțină de la ascultător, de la fiul său, învățăcelul, un răspuns liber și pozitiv. Primul poem este identificat de către autor cu versetele de la 4 la 9 ale capitolului 4. Imperativul de fond are legătură cu receptivitatea ucenicului față de ceea ce îi transmite mentorul său. Așa cum spune și G.M. Burge, citat de autor, întreaga teologie biblică se concentrează în jurul noțiunii de revelație divină și de receptarea a ei de către om. Dumnezeu își rostește cuvântul său, omul îl aude și îi se cere să asculte de el păstrează, păzește, dobândește, nu uita, nu te abate, nu părăsi, iubește, înalță. Iată imperativele din acest text, accentul fiind pus pe ideea de dobândire, pe faptul că învățăcelul trebuie să acumuleze înțelepciune în mod responsabil, în mod conștient. Trei etape se întrevăd aici, iar autorul le așează una lângă cealaltă și le analizează în relație. Întâi, el observă Că înțelepciunea și priceperea nu se moștenesc de la părinți, ci se obțin sau se dobândesc prin efort și pricepere. Apoi, ceea ce e dobândit trebuie păstrat, conservat, iar asta se produce mai ales când ceea ce este dobândit este asumat organic. În fine, pericolul constă în a părăsi sau a lepăda ceea ce a fost acumulat. Sunt aici trei piloni ai caracterului, crede Ghiță Mocan, și anume, acumulare, persoasiune și tenacitate. Înțelepciunea este ceva de dobândit, fără a fi dobândită în mod complet. Mi-a plăcut sfatul pastorului Orădean. Niciodată nu ne putem ridica deasupra năzuințelor noastre, așa că e înțelept să le punem pe ele cât mai sus cu putință. Despre imperativul iubirii, de reținut observația autorului, nu împlinim decât ceea ce iubim cu adevărat pare se că David l-a îndemnat pe Solomon să iubească înțelepciunea, nu doar să o dobândească, fiindcă dragostea pune în mișcare toate resorturile ființei umane. Al doilea poem este identificat de către autor cu versetele de la 10 la 19 ale capitolului 4. Imperativul prudenței este imperativul de fond al acestui segment de text. Prevenția este mai de dorit decât îndreptarea, scrie autorul. Prudența este precum fundația pentru o casă. Analiza acestui termen este încă mai detaliată. Prudența înseamnă, deodată, prevedere, adică a intui pericolele dinainte, precauție, adică a acționa în baza bunei intuiții, și circumspecție, a cultiva o vigilență sporită. Tânărului se cere, deci, să fie prudent, adică să nu se lase cuprins de apatie. Să nu abandoneze educația și să se ferească de anturaje nepotrivite. Ghița Mocan extrage trei idei din aceste imperative. Faptul că viața este văzută ca un drum pe care trebuie să fii mereu vigilent, faptul că nu există educație fără principii, și desigur faptul că, pe drum fiind, tânărul va auzi mereu, mereu ecouri care îl cheamă într-o altă direcție aș puncta o idee care exprimă un adevăr, astăzi tot mai refuzat, tot mai respins. Ideea de a interzice ceva copilului este condamnată de societatea zilelor noastre. Însă, crede Ghița Mocan, folosită corect și gentil, ea nu va deforma personalitatea copilului, ci o va înnobila. Căci, iar aici este partea cea mai interesantă, Capacitatea de a rămâne pe calea cea dreaptă este direct proporțională cu capacitatea de a refuza calea cea strâmbă. Fidelitatea față de bine se hrănește din rezistența față de rău, iar acest adevăr nu se va schimba niciodată. Pe de altă parte, desigur, va trebui să trecem dincolo de interdicții pentru a face ca relația ucenicilor noștri cu Dumnezeu să fie una dinamică. În al treilea poem, identificat de către autor cu versetele de la 20 la 27 ale capitolului 4, mentorul îi cere ucenicului statornicie. Stăruința este un exercițiu în a cărui dinamică este implicată voința. Un element important care apare în aceste versete și căruia Ghiță Mocan îi acordă un spațiu întins de analiză este inima. Ea este nucleul dur al ființei. Trei sinonime corespund statorniciei, fermitatea care are de a face cu imboldul inimii și cu orientarea corectă într o situație dată, neclintirea, adică acea capacitate de a nu renunța indiferent cât de dură va fi bătălia și durabilitatea, adică rezistența în timp a moralității. Desigur, sursa statornicii este cunoașterea, fiindcă ea este baza moralității, care se obține prin învățare, prin discernere prin activitate rațională. Pe măsură ce știm mai multe despre cine este el, scrie autorul, vom ști mai bine cine suntem noi și ce avem de făcut. Revenind la inimă, pastorul Orăden observă că ea trebuie păzită așa cum un supraveghetor păzește un prizonier. Inima care va să zică va încerca mereu să scape de vigilența celui care o deține. Inima adică omul interior, afectivitatea, inteligența și înțelepciunea, inima este cea care susține ceea ce este în exteriorul ei. Ea este cauza fenomenelor, ea este elementul central în viața spirituală. Dacă acest spațiu nu este protejat, viața însă își va fi pusă în pericol. Statornicia, trăinicia la o adică, este gândită drept cărare netedă, cale hotărâtă, cale a înțelepciunii, Sigură, protejată, în opoziție cu calea nebuniei, riscantă și dubioasă, nesigură și sinuoasă. Calea înțelepciunii se reduce, crede Ghiță Mocan, la disciplină, iar elementul pe care se clădește disciplina este sentimentul de vinovăție. Nu m-am gândit niciodată la acest sentiment ca fundament al disciplinei, însă ideea pare validă, de vreme ce rușinea, de multe ori, dublată de remușcare. Este cea care te ține de voie, de nevoie, pe o cale dreaptă și sigură. Al patrulea poem, identificat cu versetele de la 1 la 6 ale capitolului 5, solicită luciditatea învățăcelului. Căci, fără luciditate, receptivitatea, precauția și statornicia sunt nefuncționale. Frumos și pertinent observă autorul că bătălia pentru luciditate. Nu se poartă între galben și portocaliu, ci între alb și negru. Ea nu operează cu amurguri și răsărituri, ci cu noapte și zi. A fi lucid înseamnă, de fapt, a fi cu totul de partea albului, într-un peisaj dominat de negru. Trăim în modernitatea târzie, când perspectivele sunt mai importante decât adevărurile obiective, iar sentimentele sunt protejate de legi și lăsate să se exprime în libertate absolută. În aceste condiții, o minte care nu este lucidă, cade ușor în haos, poate deveni frivolă, se poate lăsa ușor cuprinsă de ceață. Există prea multe nuanțe de alb, de negru, de gri, iar mintea poate fi năucită și poate face alegeri greșite, crezând că le face pe cele corecte. Cât de importantă este deci luciditatea și cât de importantă este prezența părintelui lucid lângă copilul său cuprins de amețeală? Mintea trează este mintea în stare de alertă. Mintea adormită este mintea care funcționează prin și din inerție. Vă las pe dumneavoastră să parcurgeți restul comentariului asupra acestui segment de text. Despre sexualitate și despre ispita sexuală am vorbit și vom mai vorbi. Remarc întreagăt, deși nu este o remarcă de trecut cu vederea, un adevăr trist, excelent redat de autor. În providența lui, Dumnezeu ne cunoaște neputința și nu pariază pe noi. În fine, ultimul poem identificat cu versetele de la 7 la 14 ale capitolului 5 îndeamnă învățăcelul la consecvență. În fața ispitelor sexuale nu există armă mai bună, crede Ghiță Mocan, în ton cu textul analizat, decât consecvența, căutarea necontenită a binelui. Ea se deprinde din copilărie și se păstrează greu și la vârsta adultă, atunci când ești preocupat să faci binele, nu mai pleci urechea la șoapta celui rău și ca urmare eviți să faci răul. Consecvența începe încă de la nivelul gândurilor, transmițându-se și la nivelul faptelor. Ceea ce produce consecvența este, potrivit sociologilor, dar și cuvântului lui Dumnezeu, angajamentul. Odată ce ți-ai asumat o poziție, spune psihologul american Cialdini, citat de Ghiță Mocan, Există tendința naturală de a te comporta cu încăpățânare în acord cu acea poziție. Angajamentul ne duce din nou la disciplină, singura prin care obținem, faptic, binele. A lupta pentru bine nu este ușor. Tim la haie, oferă în spirit american șase pași strategici de luptă împotriva unei slăbiciuni. Acceptarea acestei slăbiciuni și a păcatului intermediat de ea, mărturisirea păcatului, îndepărtarea obiceiului, credința în victoria oferită de Dumnezeu, plinătatea Duhului Sfânt și rămânerea în Hristos, indiferent de împrejurări. Cartea dispune de un capitol în care autorul analizează, prin comparație, cele două căi, cea sfântă și cea păcătoasă, cea directă și cea ocolită, cea îngustă și cea largă, cea ușoară și cea grea, cea îmbietoare și cea discretă și de un ultim capitol în care se adresează mai cu seamă părinților, îndemnându-i la moderație, la vigilență, arătându-le care sunt etapele de atins în educarea copiilor, respectiv informarea, prescrierea, modelarea și delegarea și oferind ca punct de plecare structura sextină a personalității omului. Cartea se citește cu creonul în mână și nu poate fi rezumată în jumătate de oră. Se citește cu ușurință, iar lectorul se poate bucura din plin de o frazare frumoasă, după cum am spus, de un conținut ideatic interesant și de o construcție bine argumentată și aerisită. M-am bucurat mai cu seamă de acele sclipiri sapiențiale originale și care condimentează conținutul, făcându-l cu totul și cu totul memorabil. Așadar, poemele tatălui, o carte importantă pentru noi părinții, mai ales Ghiță Mocan, un autor de care vom mai auzi, și Metanoia, o editură care sper va fi mai atentă atunci când își va alege oamenii de la corectură.